fostul primar PSD-ist Vanghelie, acum candidează din partea partidului de buzunar PSDI, creat de el probabil și de nevastă sa. Și vrea să revină la Ciolan. Dar ia uitați-vă, lângă șoseaua Sălaj, strada Munții Carpați. Ce stradă avem! În sectorul 5, diriguit până acum 4 ani de Marian Vanghelie. Hârtoate! Nu știu cum se numește strada, dar arată ca la mine, la țară. Și ăsta e București, capitala românică. Înspre Măgurele, unde e cel mai mare laser din lume, cel mai puternic laser făcut cu banii europeni. Strada Puceni se numește aici. Bine, era cândva satul Puceni, dar a fost înghițit de București. N-ar trebui să fie condiții de capitală, de oraș aici. 100 de metri de stradă îngustă. Cât de greu să fie asfaltat. Că asta nu e responsabilitatea nici a Ministerului, nici a Primăriei Generale. E responsabilitatea Primăriei Sector 5. Mașini parcate pe trotuar, dar aici deja e grija poliției. Pentru la poliției locale, tot din sectorul 5, întreținută din bani publici. Că dacă e ocupat trotuarul, oamenii trebuie să iasă cu carosabil să-și pună viața în pericol. Locuri de joacă pentru copii nu prea există și iată copiii se joacă pe carosabil tot periculos. Noroc! Copii educați, corecți. Salută cu oamenii străini. Strada Rupea.